Well, it certainly is a joy to be with you tonight. Este într-adevăr o mare bucurie să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta. And I want to thank Costel for having me come in and share on this very special occasion. Vreau să-i mulțumesc fratelui Costel pentru invitația care mi-a făcut-o să vin să predic în seara aceasta la o ocazie atât de specială. I am honored to be a part of this service because I appreciate these dear people so much. Sunt onorat să fiu parte din această slujbă specială pentru că iubesc pe acești oameni atât de mult. Stefan and Andrea have been very, very special friends. Ștefan și Andreea sunt prieteni foarte, foarte special pentru noi. Now I'm about as close to adoption as you can be without having adopted someone or being adopted myself physically. Vreau să vă spun că sunt foarte aproape de experiența adopției, chiar dacă eu nu am fost adoptat sau chiar dacă noi ca familie nu am adoptat copii. I'm a father of four children. Eu sunt tată la patru copii. And a grandfather of seven children. Și bunic a șapte copii. And three of those seven children are adopted. E bine, trei din copiii aceștia sunt adoptați. We have a little adopted grandson whose name is Spurgeon. Fiul meu mai mare a adoptat el întâia dată un copil pe care l-a numit Spurgeon. We have another adopted grandson whose name is Augustine Wolfgang. Avem un alt nepoțel adoptat care se numește Augustin Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang, gangul de lupi. De la Amadeus Mozart, da. And then we have a little granddaughter whose name is Colette and they call her Coco. Și avem și o nepoțică adoptată acum care se numește Colette și noi îi spunem Coco. I believe in adoption. Eu cred în adopție. I think it's a wonderful, wonderful blessing. Cred că este o binecuvântare extraordinară. Now, we believe tonight, according to the Word of God, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, noi credem în seara aceasta that children are the heritage of the Lord. Că copiii sunt o moștenire de la Domnul. They're an indescribable treasure. Ei sunt o binecuvântare care nu poate fi pusă în cuvinte. And I believe to ensure proper stewardship of our children. Și eu sper că noi vom exercita o administrare bună a copiilor noștri. Whether they're biological or adopted. Fie că ei sunt copii biologici sau copii adoptați, our house must be built upon the Word of God. Casa noastră trebuie să fie fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu. The Lord must build the house. Dumnezeu trebuie să zidească casa noastră. Or those that labor in vain who try to build it. Căci altfel cei care muncesc în zadar. Now if you would, if you have a copy of the Word of God with you, dacă aveți scripturile împreună cu voi, turn with me to Ephesians chapter number 6. Vă rog să deschideți la epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6. This is something that's very relevant to all of us. Acest loc din scriptură este atât de relevant pentru toți cei prezenți. Because within the context of the Christian home, și acest lucru pentru că în contextul căminului creștin, we have been charged with a very significant duty. Noi am fost responsabilizați cu niște sarcini foarte specifice. I'm going to ask Serene if he would to read verses 1 through 4 of Ephesians chapter 6. Vom citi din epistola lui Pavel către Efeseni capitolul 6 de la versetul 1 la versetul 4. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Now we want to focus our attention on verse number 4. Aș vrea să ne concentrăm acum atenția noastră pe versetul 4. Well, the scripture tells us, and you fathers provoke not your children to wrath. Scriptura spune, în traducerea din limba engleză, și voi, taților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Now, while this specific exhortation is for fathers. Acest îndemn specific este orientat spre tați.
I believe certainly that this scripture could be applicable to mothers as well. Dar eu cred că scriptura aceasta se aplică în egală măsură și mamelor. I believe it's a charge for the church of Jesus Christ. Și eu cred că este o sarcină care este dată bisericii Domnului Iisus Hristos ca întreg. But from the text it is specifically directed to fathers. Dar în textul nostru această responsabilitate este dată în mod specific taților. Now, as I understand the scripture, I believe that fathers are the prophet, priest and kings of their home. Dacă înțeleg bine scriptura, tații sunt preoții care sunt puși peste casa lor. Of course, subordinate to Christ, of course. Sigur, ei sunt sub autoritatea lui Hristos. But I want you to notice something about this text. Dar aș vrea să observați ceva cu privire la textul acesta. There is a negative admonition and there is a positive admonition. Avem aici un îndemn de natură negativă și un îndemn cu conotație pozitivă. The negative admonition is fathers do not exasperate your children. Avertizarea sau îndemnul cu conotație negativă este taților, nu întărâtați pe copiii voștri, nu-i duceți la exasperare. You take the phrase provoke not your children to wrath. Și gândindu-te de la expresia aceasta, nu provocați copiii la mânie. What it literally means is do not stir up an adversarial relationship with your children. Ceea ce înseamnă în mod literal este să nu stârnești o relație de adversitate între tine și copiii tăi. Do not exasperate. Nu-i duceți la exasperare. But then you'll notice the second admonition is positive. Dar uitați-vă că există și o a doua, un al doilea îndemn care este pozitiv. But bring them up in the nurture or training of the Lord. Ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Now here is a problem in our generation. Iată care este una din problemele generației noastre. I know a lot of parents in the evangelical church who have really centered most of their interest on that second admonition. Cunosc mulți credincioși, multe familii din bisericile evanghelice care și-au concentrat atenția pe partea a doua a acestui verset. They've done all they can to bring their children up in the nurture and admonition of the Lord. Ei fac tot ce le stă în putință să-i crească pe copii în mustrarea și învățătura Domnului. And so because their children did not turn out to be godly. Și pentru că copiii nu se întorc, nu devine vlavioși. To walk with Christ. Să umble cu Hristos. They're frustrated. Părinții sunt frustrați. And I've had a number of moms and dads come to me and say, "Why did my children turn out so bad spiritually?" Și-au venit la mine părinți, mame și tați care mi-au spus, "Nu înțeleg de ce copiii noștri s-au răzvrătit așa, nu umblă cu Domnul." Now listen very carefully. Și acum ascultați cu băgare de seamă. While many parents have sought to honor God in keeping that positive admonition. În timp ce părinții au făcut efort în a-L onora pe Dumnezeu ca să împlinească această poruncă pozitivă, to bring their children up in God's admonition. Adică să-i crească pe copii într-o învățătură a Domnului, they have failed in violating the negative admonition. Au eșuat în a administra corect porunca aceea cu conotație negativă. What they have done is they have cut off their lifeline of nurture because they have created an adversarial relationship with their children. Și ce s-a întâmplat? Ei au practic au suprimat capacitatea de a-i crește pe copii în mustrarea și învățătura Domnului pentru că au creat această atmosferă de adversitate. Through certain things that they've done, they have exasperated their kids. Sunt lucruri pe care le-au făcut prin care și-au adus copiii la exasperare. So they come and they read the scripture to their children. Așa că ei iau scripturile și vin și citesc copiilor această parte a scripturii. They make sure that they're in church every time the church doors are open. Se asigură că copiii sunt în adunare ori de câte ori este o adunare a bisericii. They'll have devotional times with their children each day. Au chiar un timp devoțional cu copiii lor în fiecare zi.
They've prayed for their children. Se roagă pentru copiii lor. They've prayed with their children. Se roagă cu copiii lor. They've been there during crisis in the lives of their children. Sunt prezenți acolo în crizele prin care trec copiii. And some have even gone so far as to homeschool their children in the name of Christianity. Și unii s-au dus atât de departe încât și-au învățat copiii acasă în program de homeschooling ca să îi țină în mediu creștin. But their children still went wayward. Dar cu toate acestea copiii s-au îndepărtat. What was the problem? Care a fost problema? While they sought to honor God in nurturing their children, părinții au căutat să-L onoreze pe Dumnezeu în a-i crește pe copii. Yet they did it while all the time having an adversary relationship with their kids. Dar au făcut-o mereu în pe fondul acestei relații tensionate de adversitate între ei și copiii lor. You see, friend, we cannot expect to speak into the hearts of our children. Vedeți, dragii mei, noi nu putem să vorbim în mod direct inimii copiilor noștri. To speak God's truth into their hearts. Să învățăm pe copiii noștri adevărul lui Dumnezeu și să avem un impact pe care noi îl dorim în copiii noștri. Dacă noi am creat un mediu de adversitate și tensiune. Now for the next few moments I want to give you some of the ways that we as parents exasperate our children. Și acum vreau să vă arăt câteva moduri prin care noi putem să-i întărâtăm pe copiii noștri, să-i ducem la exasperare. The first way is through partiality. Primul mod în care noi putem întărâta pe copiii noștri este să nu fim imparțiali, să nu fim echilibrați cu ei. Showing favoritism toward one child over another. Cu alte cuvinte, să arătăm favoritism către un copil în detrimentul altui copil. Now you remember the story of Joseph. Vă aduceți aminte de povestea lui Iosif? He was an object of his father's affection. Iosif a fost obiectul unei afecțiuni speciale. The scripture tells us that Jacob loved Joseph. Scriptura ne spune că Iacov l-a iubit pe Iosif. The Bible says he loved him more than his brothers. Și Scriptura subliniază că Iacov l-a iubit mai mult pe Iosif decât pe ceilalți. And he proved that love in giving him a priceless piece of attire, a coat of many colors. Și a făcut dovada dragostei lui speciale pentru Iosif prin faptul că i-a făcut o haină specială. This engendered great prejudice in the lives of his brothers. Și acest lucru a prejudiciat dragostea pe care el trebuia să o dea celorlalți fii. It stirred up that environment of contention. N-a făcut altceva decât să stârnească acel mediu, să creeze acel mediu de tensiune. And the Bible says that his siblings hated him. Și Scriptura ne spune că frații lui l-au urât. And you remember the story of how they sold him into slavery. Și vă aduceți aminte cum frații lui l-au vândut ca sclav în Egipt? I have seen so many families. Vreau să vă spun că am văzut atâtea familii. Because one child was very compliant and obedient. Pentru că un copil dintre toți era atât de ascultător și puteai lucra ușor cu el. Seemed to honor the parents regardless of whatever they told them to do. Copilul acesta părea să onoreze pe părinți, indiferent de ce părinții spuneau să facă. But another child was rather contrary and stubborn. Și în schimb, un alt copil era mereu încăpățânat și pedos. And so the parents showed favoritism toward the obedient child over the disobedient one. Așa că părinții au început să arate un tratament special favorabil copilului ascultător în detrimentul celuilalt. I've seen this in families with certain gifted children. Am văzut asta și în familii în care sunt copii care au talente. The parents spend a lot of time nurturing that child in their gifts, whether it's music or academics. Părinții alocă timp special, petrec mult mai mult timp cu copilul care este mai talentat, căruia îi place învățătura. But they don't devote equal time to the children that perhaps don't meet their expectations as a father or mother. Și nu rezervă un timp cumva proporțional copiilor celorlalți copii care poate nu sunt atât de
grabnici în a onora pe mama și pe tata. Here's a story from church history. Iată o relatare din istoria bisericii. Perhaps many of you have heard of A.W. Tozer. Probabil mulți dintre voi ați auzit despre A.W. Tozer. He was a wonderful expositor of the word of God. Omul acesta a fost un predicator expozitiv măreț al cuvântului lui Dumnezeu. Mr. Tozer had 5 sons. Fratele Tozer a avut 5 fii. His philosophy of parenting was, mom takes care of the boys at home, I'll take care of the ministry in the church. Și filozofia lui de viață a fost aceasta. Mama este responsabilă să aibă grijă de băieți în familie, eu sunt responsabil să am grijă de lucrarea lui Dumnezeu. So he spent many hours away from his family. Așa că Tozer a petrecut multe ceasuri în afara familiei sale. Serving and ministering the people of God. Slujind și predicând oamenilor lui Dumnezeu. His philosophy was mom takes care of the boys and I'll take care of the church. Filosofia lui a fost mama are grijă de băieți, eu am grijă de biserică. But then Mrs. Tozer became pregnant. Dar apoi doamna Tozer a rămas iar însărcinată. And the day came when she gave birth to a beautiful little girl named Rebecca. Și a venit ziua în care a dat naștere unei fetițe frumoase pe care au numit-o Rebecca. Suddenly Tozer's philosophy of parenting changed. Și filozofia lui Tozer deodată s-a schimbat radical. He was spending more time with that little girl. Și a început să petreacă mult timp cu această fetiță. Had very little time for the boys, but a lot of time for the little girl. Dar foarte puțin timp cu băieții, tot timpul cu fetița. As she began to grow, you'd find her outside of her father's study at the church playing on the floor with toys. Fetița creștea și de multe ori o puteai vedea pe lângă biroul lui Tozer jucându-se acolo. He loved to spend time with Becky. Îi plăcea să petreacă timp cu Becky. The boys resented it. Și băieții au remarcat lucrul acesta. They all grew up. Au crescut și ei. Only one of those 5 boys trusted Christ and followed the Lord. Și doar unul dintre cei 5 băieți și-a pus viața în mâna lui Hristos și l-a urmat. I'm not here to put a reproach upon A.W. Tozer. Nu sunt aici, firește, să aduc un reproș lui A.W. Tozer. But could it be that the waywardness of their boys could be traced back to the fact that he showed partiality toward that daughter over his sons? Dar oare nu putem vedea aici cumva că o problemă a faptului că acești fii nu s-au întors la Domnul este din cauza modului în care a aplicat un tratament diferențiat? Iată un al doilea mod prin care noi putem întărâta copiii noștri la mânie. And that is through sinful anger. Și aceasta este mânia păcătoasă. You remember the Bible says in James? Vă aduceți aminte ce spune Scriptura în Epistola lui Iacov? That the wrath of man works not the righteousness of God. Că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Somehow a lot of dads feel like that if they get real angry at their children, they're going to manipulate them into walking in obedience. Unii tați au impresia că dacă ei acționează ferm și chiar acolo cu o încărcătură de mânie, copiii cumva vor urma îndemnul și vor asculta de el și de Domnul. Nothing can be further from the truth. Vreau să vă spun, nimic nu poate fi mai neadevărat. I cite another biblical illustration for you. Vreau să vă dau o ilustrație biblică. You remember King Saul? Vă aduceți aminte de împăratul Saul? He had a son named Jonathan. Împăratul Saul a avut un fiu pe nume Ionatan. He was a very devoted friend of David. Fiul acesta lui Saul, Ionatan, a fost un prieten devotat lui David. There came a time when Saul hated David. Și a venit vremea aceea în care împăratul Saul a început să-l urască pe David. Imagine having a father like this. Imaginează-ți să ai un tată ca acesta. Who hated your best friend and sought to murder him. Care urăște pe cel mai bun prieten al tău și caută să-l omoare. And then commanded you to expose and murder your best friend. Și apoi îți poruncește ție cumva să faci ca prietenul tău cel mai bun să fie omorât. And then because you didn't honor his wishes, he attempted to take your life.
Și pentru că nu vrei să împlinești dorința lui, să-l vezi pe acest tată că vrea să-ți ia chiar viața ta. This was the disposition of Saul. Asta era manifestarea lui Saul. And that anger had a profound impact upon his family. Și această mânie a avut un impact profund în familia lui. I remember years ago I was preaching in a church. Îmi aduc aminte că cu ceva ani în urmă predicam într-o biserică. And after I preached on Sunday morning, și după ce am predicat duminică dimineața, o parte din biserică, din cei prezenți în adunare, au venit să se roage în față. Among those that responded under the invitation after I preached that Sunday morning, there was a father kneeling there and he was broken over his sin. Printre cei care au ascultat și au primit invitația aceea de a se ruga, ca răspuns la mesaj, era un tată care venise și îngenunchease acolo fiind zdrobit. God dealt with them about his relationship with his children. Dumnezeu a început să-i cerceteze inima cu privire la relația pe care el o avea cu copiii lui. And on Sunday night he stood before the congregation and he shared this story. Și într-o duminică seara a venit în fața adunării și a prezentat următoarea mărturie. He said, last night we went to watch my little son play baseball. El spune, seara trecută mă uitam la copilul meu cel mai mic cum juca baseball. We watched with a lot of enthusiasm because it was a very critical game. Ne uitam cu mult entuziasm și interes pentru că era un meci cu miză mare. We were cheering for our team. Strigam acolo și ne încurajam echipa noastră. The score went back and forth. Scorul era echilibrat. And we won the game at our last of bat in the baseball game. Și am câștigat meciul cu ultima lovitură. He said, we parents, we went out on the field and we just hoisted up our youngsters on our shoulders. Părinții, noi am fugit pe teren, l-am ridicat pe copilul nostru și l-am ridicat pe umeri. And he said, we were probably out on the field for 20 minutes. Și am fost acolo pe teren preț de 20 de minute. Caught up in the celebration. Celebrând și bucurându-ne. And so we slowly made our way off the field. Și apoi încet încet am părăsit terenul de joc. We went out to the parking lot and got in our car. Ne-am dus spre locul de parcare și am intrat în mașină. The whole family was so happy. Toată familia era super entuziastă. He said, I pulled out onto the road and I began to drive and I drove 20 minutes. Am ieșit din parcare, am intrat pe autostradă și am condus vreo 20 de minute. I was going home. Mergeam spre casă. And all of a sudden, my little boy won the game. Și deodată copilul meu care câștigase meciul, who participated in this baseball game, cel care participase în acest meci, he cried out and says, Daddy, I forgot my ball glove. A început să strige, Tati, mi-am uitat mănușa. He said, I had invested in my son's future and bought a very expensive baseball glove. Tatăl acesta spune, investisem în viitorul lui copilului meu cumpărându-i o mănușă de baseball foarte scumpă. When my son said that, I turned the car around the road to go back to the ball field. Când fiul meu mi-a spus lucrul acesta, imediat mi-am întors mașina să mergem înspre terenul de joc. I was so angry. Atât de furios eram. And I began to blast my son with all types of verbal abuse. Și am început să adresez copilului meu cele mai josnice cuvinte. I said, you're stupid, you're foolish, you're so ignorant. I-am spus, ești prost, ești nebun, nu ești bun de nimic. When we got back to the field, everybody had gone home. Când am ajuns pe terenul de joc, era gol, toți plecaseră. They had turned the lights out. Au aprins luminile. We got out of the car and made our way out in that dark field, that dark baseball field. Am ieșit din mașină și am intrat pe zona de joc. We couldn't find the glove. Nu puteam găsi mănușa. I assume somebody picked it up and probably took it home with them. Mă gândeam și îmi imaginam cum cineva a luat-o și a plecat cu mănușa acasă. So I told the family, let's get back in the car. Am zis familiei, toată lumea în mașină. I drove 40 minutes home. Am condus 40 de minute spre casă.
I yelled at my son. Țipam la copilul meu. I verbally abused him. L-am abuzat din punct de vedere verbal. He was an object of my contempt. Era obiectul mâniei mele. When we pulled in the driveway, când am ajuns acasă și am parcat mașina, he got out of the car and I told him to get in the house. A ieșit din mașină și a spus du-te în casă. He was crying. Copilul plângea. He walked up the steps and in the front door. A urcat pe treptele din fața ușii de intrare. He went to bed. S-a dus la culcare. I didn't tell him good night. Nu i-am spus noapte bună. I didn't pray with him. Nu m-am rugat cu el. And this morning we got up before we came to church to have breakfast. Și în dimineața aceasta ne-am trezit să avem micul dejun împreună. He wouldn't look at me. Nu se uita la mine. I didn't want to look at him. Nici eu n-am vrut să mă uit la el. We had no communication. Nu aveam nicio comunicare. And he said, I came to church this morning and Brother Don was preaching. Am venit în dimineața aceasta la adunare și fratele Don a predicat. And he said, he was talking about the Christian home and relationships in the home. A predicat despre căminul creștin și despre relațiile dintr-un cămin creștin. And God drove his dagger of conviction to my heart. Și Dumnezeu și-a înfipt pumnalul adânc în inima mea. And then here's what he said. Și iată ce a spus omul acesta. He said, God began to show me as he broke me. Dumnezeu a început să-mi arate starea reală a vieții mele și să mă zdrobească. How quickly can I replace the most expensive of baseball gloves? Cât de repede am putut să schimb mănușa aceea foarte scumpă? But I can't replace the soul of my own son. Cât de repede aș fi putut schimba o mănușă scumpă, dar cât de greu este să schimbi sufletul copilului meu. He and his boy made things right with each other there at the altar that night. În cele din urmă, el și copilul lui s-au împăcat în seara aceea. You see, anger will provoke your children to wrath. Vedeți, dragii mei, mânia va provoca pe copiii voștri, va întărâta pe copiii voștri. Here's another thing. Iată încă un lucru. Is passivity. Pasivitatea. I mean just being indifferent toward your responsibility in training your children. Adică să fii indiferent față de copilul tău și de educația pe care trebuie să o dai. It's much easier to come home and turn the television on and not spend time with your kids to listen to their hearts. E mult mai ușor să vii de la serviciu acasă, dai drumul la televizor, stai și te uiți acolo decât să petreci timp cu copiii și să-i asculți ce au să-ți spună. And here's another biblical illustration. Și iată o altă ilustrație biblică. You remember the relationship between Eli and Hophni and Phinehas in the Bible? Vă aduceți aminte de relația pe care Ilie o avea cu cei doi fii ai săi, Hophni și Phinehas? In 1 Samuel chapter 3. În 1 Samuel capitolul 3. God says that Eli's house will not stand. Dumnezeu spusese că casa lui Eli nu va rămâne multă vreme. He said, I have judged the iniquity of his house forever. El spune, am judecat păcatul din casa aceasta pentru eternitate. You want to know why? Știți de ce a făcut Dumnezeu aceasta? Because his sons were disobedient and he restrained them not. Pentru că fiii lui erau neascultători și el nu făcea nimic în privința aceasta. He did not confront them. Nu-i confrunta. He did not reprove them. Nu-i mustra. He did not discipline them. Nu-i disciplina. Consequently, he left them to themselves. În consecință, el i-a lăsat de capul lor. And God said, I will judge Eli's house forever. Și Dumnezeu spune, voi judeca casa lui Eli pentru vecie. Listen, people. Ascultați-mă, vă rog. Dads and moms. Tați și mamele. You have a responsibility of praying for your children. Tați și mame, aveți o responsabilitate să vă rugați pentru copiii voștri. Praying with your children. Să vă rugați împreună cu copiii voștri. Teaching them the Bible. Să învățați Scriptura. Immersing them in the gospel. Să-i cufundați în Evanghelie. Setting a right example before them. Să așezați un exemplu bun, un model bun înaintea lor. If you're careless in doing that, don't expect your children to grow up and be godly and follow after Christ. Dacă nu-ți pasă și nu vrei să faci lucrurile acestea, nu te aștepta să vezi copiii umblând în ascultare de Domnul și urmând căile lui. These things are extremely important. Aceste lucruri sunt atât de importante. Remember the text. Aduceți-vă aminte de text. And you fathers. Și voi taților.
Do not provoke your children to wrath. Nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. All of your effort to bring them up rightly in the nurture of the Lord. Tot efortul pe care îl faceți în a-i crește este prin a-i hrăni în Domnul. Many times will be aborted. De multe ori lucrul acesta se prăbușește. If you've not honored that negative admonition. Dacă nu asculți și nu împlinești și acea poruncă cu conotație negativă. And that is, do not stir up an environment of contention with them. Și aceasta să nu-i întărâți la mânie pe copiii tăi. If you make them angry, dacă îi provoci la mânie, don't expect them to listen to you. Nu te aștepta ca ei să te asculte. Let's pray together. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Now, Father, once again, we give you thanks for your son. Părinte, vrem să îți mulțumim din nou pentru fiul tău. We thank you for the gospel of Jesus Christ. Îți mulțumim pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. And while, Lord, we do believe that you honor our nurturing effects. Și, Doamne, știm că Tu onorezi efortul nostru de a-i crește pe copii. And you will honor those parents that do not create this environment of contention. Și Tu îi vei binecuvânta pe acei părinți care nu creează un mediu de tensiune. Yet all these things are not the power of God unto salvation to everyone that believes. Și chiar dacă știm lucrurile acestea, știm, Doamne, că aceste lucruri nu sunt calea spre mântuirea copiilor noștri. It is the gospel and the gospel alone. Ci este Evanghelia și doar Evanghelia. So Lord, please help us as parents. De aceea te rugăm, Doamne, să ne ajuți pe noi, părinții. And grandparents. Și pe bunici. To be gospel driven. Să fim conduși de Evanghelie. And while we feed continuously our children and grandchildren the gospel. Și în timp ce noi încercăm să îi hrănim pe copiii noștri cu Evanghelia. May we be careful not to provoke them to anger. Să ne ajuți, Doamne, să nu îi provocăm la mânie. But to nurture them up in the admonition of the Lord. Ci să-i creștem în mustrarea Domnului. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. Amen. Amin.